ultimul bilet de un euro, frățiori. Ultimul e tot timpul norocos, se știe. E tot timpul norocos. Norocos astăzi am câștigat. Frățiori, trebuie, vai, va, du-te. Salutare, frățiori și surioare, vă pupă tare, panu, și am dat drumul la un nou video. Foarte puțin știi ce s-a întâmplat zilele ăștia în Italia? O bătrânică în Italia a cumpărat un bilet de genul ăsta, vino mai aproape, și a câștigat o jumătate de milion de euro, vreo de 70 de ani. S-a dus să-și schimbe biletul, să-și ia banii. Ce s-a întâmplat? Când s-a dus acolo la tabachi, la barul ăsta de unde l-a cumpărat, omul ăla ce s-a gândit? Asta are 70 de ani. Îi iau biletul și îi fug cu biletul. După două zile a fost arestat. Fraților, mi-a venit așa o idee să vă prezint și vouă bilete de genul ăsta în Italia și să ne încercăm, frățiorii, norocul. Haideți să renunțăm, să ne mai ducem la muncă, să ne mai băgăm pe YouTube, câștigăm și plecăm în vacanță, că ăsta se numește să fii turist tot timpul, frățiorii. Hai să dăm drumul să vedem dacă suntem norocoși astăzi cu aia. Frățiorii, trebuie să vedem dacă suntem norocoși solo. Frățiorii, ce începem să vedem, cu ce începem? Bun, fraților, începem cu biletul ăsta. Se numește 7:30. Masa trebuie să faci tot timpul mai mult decât are ăla cărțile. Deci maximul e 7:30. Hai să vedem. Biletul ăsta l-am plătit 1 euro, frățiorii. Hai să dăm drumul. Dacă mergi, dacă se... 2, 3, el are 3. Deci noi trebuie să depășim 3-ul. Dacă depășim 3-ul, am câștigat. Ăsta e un... Noi avem jumătate. 2:30. Am impresia că ne-au păcăliși pe aici. 2:30. N-am câștigat, frățiorii. Carta bonus, nu știu ce este. Numărul 4. Ma, dacă am fi câștigat, luam și noi 700 de euro. Citim aici regulile. Ia să vedem așa, așa, letuie carte, nu știu ce. Pre, așa, carta bonus e ugoale a una de letuie, așa, na, nimic. Nu am câștigat nimic, frățiori. Acum trebuie să încercăm iară cu unul de 1 euro. Ai, ăsta are 5:30. E greu, frate, să depășești 5:30. Avem un jumătate până acum. Avem un 3. Deci ar trebui să mai găsim încă un 3. N-am găsit nici pe dreacu. Carta bonus, vedem carta bonus. Nici asta n-am câștigat, frățiori. Mama, am impresia că nici în ziua de astăzi nu avem noroc. Suntem, începem cu următorul, tot de 1 euro. El are jumătate, 4:30. Noi trebuie să depășim acest 4:30, frățiori. Vedem, avem un jumătate. Avem un 1 și n-am mai avem nimic. Frățiorii, nu prea suntem norocoși astăzi. Nu prea suntem norocuși. Eu. Mergem pe asta, frățiorii. Ia să vedem. El are 5. Noi avem. Am câștigat. Am câștigat o pulă. Nimic. Bun, avem ultimul bilet de 1 euro, frățiori. Ultimul e tot timpul norocos, se știe. E tot timpul norocos. Ăsta are 5. Noi avem un 3. Noi avem un jumătate. Am câștigat, frățiori. Am câștigat, băga mea și pula, sunt norocos astăzi, am câștigat. Deci, el are 5. Vă arăt. El are 3 și cu 2, 5. Eu am 3:30 și încă un 3, am 6. Deci am câștigat. Acum mergem să vedem cât am câștigat. Să-mi spui dacă se vede bine. Să vedem ce am câștigat, frățiorii. Avem ceva cu 2 de 0, frățiorii. Vedem unde e virgula, am găsit și virgula, frățiorii, trebuie, vai, va, du-te, am câștigat 2 euro! Ioa, gata, plecăm în vacanță.
Corect, m-am emoționat așa de tare, frățiorii, că am câștigat un euro, că am uitat să mai dau Doi. acolo pe carta bonus. Comisarul șef aici, nevasta mi-a zis, băi nebunule, băi, carta bonus nimic. A, corect, m-am emoționat, cer scuze, frățiorii. Nu știu ce înseamnă asta, dar cred că am câștigat și acolo, ia treacă, așteaptă să mai lege, să mai... Așa, e uguale una de le... Păi, să fie la fel, trebuie să fie la fel. No, jumătate, jumătate, da. E mezzo, mezzo, mai e un'altra figura. Vediamo, vediamo, vediamo. 7 euro. Bă, nu știu dacă am câștigat la asta. Să mă omor dacă vă mint. Nu știu. Cred că da. Cred că am câștigat și al 7 euro. Du-te, dracu, de aici închide video că plecăm în vacanță. Gata, dacă am câștigat 9 euro, janez tu să mor eu. Bun, frățiorii, dacă tot am câștigat pe biletul ăsta, acum avem același bilet, dar mai mare, frățiorii. Ăsta l-am plătit 3 euro. Oh, oh, ia să vedem, frățiorii. Ia să vedem, frățiorii, carte bonus. No, începem să vedem ce cărți are el. Are un 2, are un jumătate. Și mai are... asta are 3 jumate. Haideți, frățiorii, că avem mari posibilități să câștigăm ceva aici. Am zis-o, nu mai câștigăm. Nu mai câștigăm. Avem și noi un 2. Avem și noi un jumătate. Și avem și noi încă un jumătate. De ce aici n-a băgat-o în gât? Aici avem încă un jumătate. Aici avem un 2. Și aici avem încă o jumătate. Ne-a băgat-o iar în gât. Ia să vedem aici, avem o jumătate, avem un 1 și mai avem încă 1. Nu pot să cred, oaie, de ce ăsta avea 3 jumătate? Eu n-am fost în stare să ajung nici măcar la 4 coaie. A, imposibil, coaie. E, imposibil. 6 și un 3. Nu avem nici 6, nici 3, frățiorii, ăsta, janezi tu, încă nimic. Am ajuns la ultimele două bilete, frățiori, pe care lăsăm ultimul. Ia să vedem. La stânga. Paula, nevasta a zis la stânga, la stânga să fie, frățiori. Ăsta se numește, directore, camera pe mine, te rog eu frumos. Camera pe mine, am zis. Ca așa, frățiori. Ăsta se numește să fii turist timp de 10 ani. Dacă ți-a să un scris turista per sempre de 2 ore, pleci în vacanță timp de 10 ani, o să ai 2000 de euro pe lună, pe timp de 10 ani, o să-ți dai imediat 50.000 de euro, plus 10.000 de euro după ce se termină ăștia 10 ani. Deci, prețiori, eu zic așa, hai trecut să câștigăm că timp de 10 ani ne doare în culă. Janez tu? Janez! Ia să vedem ce numere avem aici, așa, avem numărul 24, frățiorii. Numărul 43, frățiorii, numărul 14 și ăsta e bonus. Am făcut bingo, frățiorii. Acum trebuie să mergem să vedem dacă avem aceleași numere să câștigăm, să plecăm drept în vacanță. Frățiorii, a ieșit prima imagine, turist timp de 10 ani. Deci, haide, frățiorii, cu încă un turist și plecăm în vacanță. Ajungem imediat la București, frățiorul, stai acolo să mă aștepți. Am găsit numărul 18, frățiorii. Am găsit numărul 13, frățiorii, n-avem nimic încă. Nu te trec. M-am emoționat. Am găsit numărul 11. Am găsit numărul 36. Am găsit numărul 23. Noi avem, deci uitați-vă și voi cine simțiți. Avem numărul 24. Frățiorii, nu știu unde am rămas cu video mai devreme, dar uitați-vă și voi ce ne simțiți. 23 și am 22-24, mă înțelegeți? Bun. Numărul 38, nu-l avem, frățiorii. Numărul 42, nu-l avem din ce cauză, că noi avem numărul 43. Frățiorii, și cum bine știți, am ajuns la The King. Ăsta poți să devii turist toată viața ta, frățiorii. Poți să câștigi 6.000 de euro pe lună timp de 20 de ani,
300.000 de euro imediat plus 100.000 de euro bonus final, frățiorii. Haide să dăm drumul, frățiorii. Promit că dacă câștig lula din București, ne fac cinste. 45, 26, 41, 20 și avem bonus 44 bingo, frățiorii. Haideți, grasule, roagă-te la Dumnezeu. Am găsit numărul 23, că l-aveam pe alălalt bilet. 34, n-avem. 43, nu avem. 12, nu avem. Am găsit un turist per sempre, frățiorii. 14, nu avem. Mamă, ce numere de tot căcatul, frate. 11, dă-te în pula mea. 17, 16, 32, frățiorii. Ah. 36, nu, avem 26, du-te dracu, avea 200 de euro, sărăcie, sărăcie rău. 13, nu avem, frățiorii, 25, du-te dracu, aveam 26, 5 euro, lasă dracu, bine că n-a ieșit. 39, nimic, 42, na, 10.000 de euro, pula mea. Jos. Ah, ce un alt bon, gioco, ce e aici așa, ia să vedem, regule. Așa, dacă te găsim două cifre, două câștiguri, la fel, ăla e câștigul nostru. Hai să mergem cu 50 de euro am găsit, frățiorii. 50.000 de euro, frățiorii. 10.000, frățiorii. 1.000, frățiorii, deci n-am câștigat nici pe dracu, că nu o să-ți dea niciodată ăștia 50 de euro, niciodată. Dacă era 5 euro, poate mai... Ia să vedem, mergem pe două zerouri, bun, am găsit o virgulă, bun, am mai găsit un zero, mai pune un 5 și am câștigat. Na, mai, 500 mi-a băgat. Ce să vă zică, frățiorul vostru? Am câștigat să mor eu, am câștigat 2 euro. Plus 6. Plus 7. No, 7. 7. Ascultați pe Taleban. Nu vă jucați la prostiile ăștia. Eu am făcut acest video din cauza acestei povești care s-a întâmplat acum în Italia. Că această săracă bătrânică a cumpărat ceva de genul ăsta. A câștigat 500.000 de euro. S-a dus să schimbe și biletul și el a fugit cu biletul. Deci vă dați seama. Și vreau așa să vă arăt cum sunt în Italia, cine n-a fost, poate nu cunoaște. Dar nu vă jucați să mor eu, că e mare, mare păcăleală. Mare păcăleală. Vă pupă Talebanul, aveți grijă de voi și apăsați acolo un like. Apăsați și voi pe un share, apăsați și voi pe o distribuire, apăsați și voi pe subscribe. Să ne scoatem cel puțin pierderea în pula mea. Janes tu? Janes. Vă pupă Talebanul și aveți grijă de voi. Șau. Vă pup și eu.